Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez, eu sunt Albert și astăzi vreau să desenăm ceva mega super simplu și super drăguț și anume un personaj din popularul, celebrul și super jucatul joculeț Among Us și anume un, nu știu dacă este un impostor sau inocent, dar este un personaj, îl facem pe acel personaj clasic roșu, dar o să îl facem un pic 3D, un pic 3D, un pic să stea așa în picioare, cumva ca și cum ar sta în picioare pe coala de hârtie. Sper să vă placă acest tip de desen, sper să încercați împreună cu mine, asta m-ar bucura cel mai mult, să încercați să-l faceți odată cu mine și voi. Nu uitați, în caz de n-ați făcut-o, să apăsați butonașul de like, să adunăm acolo cât de multe like-uri, de asemenea, în caz de n-ați făcut-o, să vă abonați și să apăsați clonțopelul de notificări cu toate notificările pornite, ca să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou. În ultima perioadă postez zilnic, deci sunt foarte, foarte vrednic, deci clar aveți ce rata dacă nu sunteți abonați cu clonțopel. Bun. De asemenea, nu uitați că eu am și un canal de pictură, care se numește O pictură pe zi, unde postez tutoriale de pictură pas cu pas, narate și explicate pentru începători și de asemenea vă îndrum și vă rog să mergeți în linkul din descriere și din comentariu pinuit pe canalul de gaming al Aduței, care e sora mea, dacă vreți să vă jucați tot felul de joculețe împreună cu ea. Ea se joacă și acest joculeț și altele și Roblox și toate multe cele și face multe live-uri și se joacă cu abonați. Deci, mergeți la ea, abonați-vă și vedeți ce face. Bun. Când facem un personaj 3D, trebuie să facem un start în spațiu. Să desenăm, vedeți cum am desenat un, așa, o forma lui cumva în spațiu și ca să putem să dăm iluzia că e 3D, trebuie să-l facem mai alungit decât el cu adevărat. Și de asemenea, încercăm să-l facem mai mare în partea de sus decât e în partea de jos. Pentru că atunci noi când vom înclina camera și unghiul în care ne uităm la el practic, să fie, să se egalizeze cumva partea de sus, să mai fie așa de mai mare și partea de jos să se mărească și astfel să fie o, să facem această iluzie. Este simplu desenul, desenat împreună cu mine și cu siguranță până la final n-ar trebui să vă iasă altceva decât ce mi-a ieșit și mie, pentru că e simplu și este un desen pentru oricine, la orice nivel de skill, să zic așa, s-ar afla. Desenate pentru oricine, nu trebuie să ne naștem cu un talent divin, putem învăța să desenăm prin practică, prin răbdare și perseverență, orice este posibil. Inclusiv să desenăm personaje din Among Us 3D. Acestea fiind spuse, schița știți că o fac într-un creion HB sau 2B de obicei, conturul o să-l fac cu un liner permanent de la Micron, iar de colorat voi colora folosind creioane colorate de la Faber-Castell. Cam astea sunt materialele, este o coală normală a 4, de la începem acum să rotunjim trăsăturile personajului nostru, am lăsat viteza la schiță și la contur, viteza reală aproape, am dat un pic de tot mai repede, dar foarte puțin, ca să puteți desena împreună cu mine și voi și vă aștept să-mi trimiteți pe Instagram pozici cu desenul final, cum v-a ieșit și vouă. Acestea fiind spuse, o să continuăm să desenăm, o să continuăm să colorăm, rămâneți până la final ca să învățați exact ce fac, să vedeți și cum colorez și să învățați toate micile tipsuri și micile șmecherii, să zic așa, și o să ne auzim într-un videoclip viitor. Rămâneți fericiți, rămâneți sănătoși, aveți un weekend și o săptămână și o toamnă și un octombrie minunat. Eu am fost Albert, v-am pupat și în continuare vă urez vizionare plăcută și spor la desenat. Pa, pa!